Am dat titlul emisiunii noastre de astăzi Când viața dă cu tifla presei mizerabile. Am comentat cu tine la telefon și m-am bucurat mult că ai simțit și tu același lucru. Ai văzut drăguțo timp de 18 ani, este vorba de cazul Iliescu, doamna Adriana Iliescu, care s-a încăpățânat să dea viață. Și pentru care ne scoatem pălăria. Și pentru care ne scoatem pălăria și a făcut la o vârstă înaintată, la 67 de ani, dacă nu greșesc, a făcut o fertilizare in vitro, a născut o fetiță pe domnișoara Eliza, care tocmai a luat cu note strălucite bacalaureatul, a fost admisă deja la două facultăți. Este șefa promoției în liceul pe care l-a absolvit ea. An de an, așa mă uitam cu, nu știu, strângere de inimă, cu dezgust, cu tristețe, la presă, la colegii noștri, care dădeau că doamna Adriana Iliescu și-a cumpărat coșciug. Când a făcut fetița, domnișoara Eliza a făcut 13-14 ani, că se rușinează cu mama ei. Presa britanică a scris că în loc să aibă, e jenată Eliza, că are o mamă dezgustătoare. Și femeia asta, doamna Adriana Iliescu, sigur, profesor universitar, filolog, altă, a luat de... Altă stofă, sigur. Da. O altă poziționare în viață. Răspundea senin ziariștilor, da, știu că am o vârstă, dar am încredere în Dumnezeu, niciodată nu și-a ieșit din fire și niciodată nu a reacționat așa cum ar fi trebuit să reacționeze față de acești colegii ai noștri care te fac să nu prea mai spui în mediul unde nu te cunoaște nimeni, așa, să nu te cu ce te ocupi, să nu mai spui că ești ziarist. Dar ideea este și că mai discutăm noi de războaie, de foamete și de toate nenorocirile astea care s-au bătut asupra noastră, tot mai discutăm și de lucruri frumoase. Ești mamă, câți copii ai? Doi. Tudor și Teodora. Da, pentru că eu sunt absolut convinsă că puterea exemplului și educația contează enorm. Astea sunt cele două lucruri definitorii pentru viața liniștită între părinți și copii. Iar eu, vis-a-vis de această doamnă Iliescu, vreau să spun că am două lucruri de spus. În primul rând că cu acest caz, uite, e un lucru pe care îl spun pentru prima dată, mi-am format o părere foarte clară despre medici. Pentru că anestezistul care s-a ocupat de doamna Iliescu a fost cumnatul meu. A murit, dar ce am apreciat eu extraordinar de mult a fost faptul că, deși eram apropiat și mâncam împreună și aveam tot felul de discuții despre spital și așa mai departe, până când nu s-a întâmplat povestea, nu a spus niciodată nimic. Și mi-am dat seama ce înseamnă să fii profesionist și să fii cu adevărat medic, înțelegi? Deci a avut o discreție extraordinară când eu am sărit cu întrebările, pentru că eram curioasă cum să se întâmple asta într-un spital din România, și așa mai departe, a fost foarte discret și a spus, noi ne facem treaba, ea și-a dorit, o să vedem ce o să iasă. Mă bucur că, uite, după 18 ani am ajuns să vorbesc cu mare admirație și despre el, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că, repet, mi-a dat o lecție, nu știu că eram, nu știu că trebuia să o primez neapărat, dar acest ai caz... Ai înțeles ceva, cu acest caz am înțeles ceva. Am înțeles ce înseamnă să fii medic și să-ți respecti meseria și pacientul. Pentru că omul ăsta n-a vorbit despre acest caz. Mi s-a părut genial. Știi? Adică au o altă stofă. Pentru tine poate a fost o surpriză, pentru mine nu este nicio surpriză. Eu sunt convinsă, acum 18 ani, da, a fost o surpriză. Mă roagă, colegi de-ai noștri, mă roagă să meargă la soția mea să îi consulte și normal, că eu sunt îngrijorat că la unii dintre ei țin și o întreb, se uită la mine ca la ultimul tâmpit din parcare. Ce treabă ai tu? Da, și vrei să-ți vorbesc de diagnosticul pe care îl are. Și o dată de două ori, trei ori la început, când eram doar prieteni, doar o curtam, îi trăgeam clopotele. Dar după aia am înțeles și atunci când se duce cineva drag, îl întreb, are ceva nasol? Nu. Okay. La revedere. Da, ok, m-a liniștit. Am înțeles. Da, deci pentru mine, repet, a fost momentul în care eu m-am întors spre medici altfel.
Nu avusesem de-a face cu ei, iar în ceea ce privește pe doamna Iliescu, nu am de ce să nu mă uit cu toată admirația, pentru că e o chestie pe care voi nu o înțelegeți. Când trebuie să fii mamă, simți. Și te transformi în leoaică și te bați cu toată lumea. Ăsta e un dat divin. Absolut. Absolut, e o chestie. Noi suntem binecuvântate cu acest lucru și înțeleg atitudinea doamnei Iliescu, însă apreciez discreția domniei sale și faptul că nu s-a autovictimizat. A înțeles că este un lucru măreț și s-a poziționat ca atare. Ceea ce îmi place mie... Și a mers ca locomotiva. Mai mult decât atât. Eliza a făcut o declarație imediat după ce a ieșit de la... după ce a văzut rezultatele și a spus că vrea să urmeze pe mama ei și că va fi profesor de română. Da, exact. Deci îți imaginezi că există acolo o relație absolut specială. Deci chestiunea asta cu mi-e rușine, cu mama mea, nu funcționează. De ce? Pentru că ea demonstrează acum că este mândră de mama ei. Păi, din moment ce vrea să o urmeze și în carieră și a fost model. Da, este uite, model. O să-ți spun că... O să fac o comparație, dacă îmi dai voie, apropo de povestea asta. Copiii mei, vreo 2 ani de zile, au fost la o școală particulară, unde au învățat foarte multă engleză. A fost un click și pentru ei. A fost în regulă. Numai că acolo era o profesoară de matematică foarte, foarte exigentă, pe care unii o apreciau și unii nu o apreciau. Copilul ei, băiatul ei, a fost elevul ei. Profesoarei de matematică. Da, am înțeles, da. Vrei să spun ceva? A dat la filologie pentru că nu a mai suportat-o pe mama ei. Mama lui. Deci îți imaginezi, Dumnezeu, asta da. Spun. E vorba de relația Dumnezeu, pe care o ai cu copilul tău și felul în care tu îi transmiți pasiunea ta. Da. Știi? Deci aici am această comparație, nu o să o uit. Pentru că pentru mine a fost dezamăgitor. Adică să-ți spună copilul n-am să nici măcar... Nu vreau să aud de matematică, motiv pentru care mă duc la filologie, a luat 10. Pentru că copilul știa, era prieten cu fiul meu. Și am spus, eu nu o să fac în viața mea să nu aud de matematică. Îți dai seama că acolo a fost o impunere și băiatul nu și-a respectat mama pentru că era profesor de matematică. Băi, Dumnezeu știe. Dar gândește-te... Dumnezeu știe, pentru matematică trebuie un talent special. Nu l-o fi avut, pui știu? Măi, n-are importanță. Dar nici nu i-l-a cultivat, e clar că... Și când vii și spui, știi, să n-au de matematică, e mama profesor, nu vreau să aud. Clar, eu când am auzit declarația Elizei, când am citit-o, mi-am adus aminte de această profesoară și... apreciez foarte tare faptul că între ele există o conexiune care iese la suprafață și care poate fi un exemplu pentru foarte multă lume. Măi, Sarmiza, îți dai seama când fetița asta, Eliza, s-a ridicat și a înțeles, mămica ei a putut să-i povestească și a înțeles și și-a dat seama că și-a riscat viața mama ei, ca să nu numai atâta, oprobriu presei internaționale. Ea a fost, doamna profesoară, a fost călcată în picioare de presa internațională. Da. Adică a fost privită ca un animal de la marin, ciudat, capturat în plasele pescarilor. Ea a simțit că trebuie exact, să dea naștere unui copil. Îți dai seama când fetița asta a înțeles cum a apărut ea pe lumea asta. Rezultatul nu putea să fie decât unul ăsta să-și iubească infinit mama. De recunoștință, Mirel. Teodora, fetița noastră, a avut un coleg de liceu căruia i-au murit ambii părinți, i-a murit mama imediat după ce s-a născut, după aia s-a prăpădit și textul și a fost crescut de bunicii lui. Și a stat de vorbă de multe ori și cu bunica și cu bunicul. Acum, când stăm noi de vorbă, au 86 de ani, pe la 84 de ani îmi spunea bunica lui, domnul Curea, zice, eu mă rog la Dumnezeu să trăiesc, să-l văd pe picioarele lui. Să-l văd student, să-l văd pe picioarele lui, să... Deci femeia aia muncea cum ar munci o femeie pe la 40 de ani, o gospodină pe la 40 de ani, bunicul lui, care avea atunci 86, acum are vreo 88 de ani, muncea, avea serviciu, ținea administrația la vreo 6 blocuri. Deci oamenii ăia trăiau pentru ca el să crească și să trăiască. Da, știi de ce? Aici e ceva cu Dumnezeu, așa e mai. Da, oamenii ăștia reușesc și cred că și pentru doamna Iliescu este la fel și pentru mulți dintre noi. Cred că e foarte important să-ți înțelegi misiunea. Da, bravo.
Da. Dacă ai înțeles că ăsta este drumul pe care trebuie să-l urmezi, da, și rolul tău este să ții copilul ăla de mână, da, chiar și metaforic, și da, la propriu, da, și metaforic, atunci Dumnezeu te ajută și ăsta este drumul. Adică, da, da, da. Dacă știi care este scopul, Dumnezeu, gândește-te asta... că și tinerii și noi toți până la urmă, dacă simțim care este menirea noastră, mergem până dăm cu capul. Dar dacă simțim că acolo e, dacă ezităm, știi, și trăim într-o lume în care e ezitant totul, nu știi ce-i mâine, te lovești de facturi, nu mai ai timp să vezi floarea din fața casei tale. Da. Înțelegi? Floarea la propriu, floarea aia care crește acolo și care, uite, a fost boboc și a înflorit. Eu m-am bucurat în iarnă, îți jur, în iarnă mie mi-a înflorit randafirul din curte. Mă, l-am văzut, am fost bucuroasă că l-am văzut. Exact. Asta nu e metaforic, e la propriu. Hai mă să ne bucurăm. Așa.